Iov 40. Domnul a vorbit lui Iov și a zis: Ești încredințat acum tu care vorbești împotriva celui atotputernic. Tu care mustri pe Dumnezeu, mai ai vreun răspuns de dat? Iov a răspuns Domnului și a zis: Iată, eu sunt prea mic, ce să-ți răspund? Îmi pun mâna la gura. Am vorbit odată și nu voi mai răspunde, de două ori și nu voi mai adăuga nimic. Domnul a răspuns lui Iov din mijlocul furtunii și a zis: Încinge-ți mijlocul ca un viteaz, ca eu să te întreb și tu să mă înveți. Vrei să nimicești până și dreptatea mea și să mă osândești ca să-ți scoți dreptatea? Ai tu un braț ca al lui Dumnezeu și un glas de tunet ca al lui? Împodobește-te cu măreție și mărime, îmbracă-te cu strălucire și cu slavă. Varsă-ți valurile mâniei tale și doboară cu o privire pe cei trufași. Smerește cu o privire pe cei trufași, zdrobește pe loc pe cei răi. Ascunde-i pe toți împreună în țărână, învelește-le fața în întuneric. Și atunci voi aduce și eu laudă puterii dreptei tale. Uită-te la hipopotamul, căruia i-am dat viață ca și ție, el mănâncă iarbă ca boul. Uită-te ce tărie are în coapse și ce putere are în mușchii pântecelui său. Își întinde coada tare ca un cedru și vinele coapselor lui sunt întrețăsute. Oasele lui sunt ca niște țevi de aramă, mădularele lui sunt ca niște drujdi de fier. Este el cea mai mare dintre lucrările lui Dumnezeu, cel ce l-a făcut l-a înzestrat cu o suliță. El își găsește hrana în munți, unde se joacă toate fiarele câmpului. Se culcă sub lotus, în mijlocul trestilor și mlaștinilor. Desișul lotusului îl acoperă cu umbra lui, sălcile pârâului îl înconjoară. Dacă se întâmplă ca râul să iasă din matcă, el nu fuge, chiar de s-ar năpusti Iordanul în gâtlejul lui, el ar rămâne liniștit. Crezi că-l poți prinde lovindu-l în față sau crezi că îi vei putea străpunge nasul cu ajutorul lațurilor?